Ziua și bine m-am regăsit la un alt episod. Astăzi o să vă arăt cum arată ușa noastră. Și ca să o vedeți, am să fac câțiva pași în spate ca să vedeți tot sistemul. Cam așa arată ușa culisantă. Are doi rulmenți în partea de sus, culisează pe o șină. Și are un mâner de piele și are în partea de jos, dacă o să vedeți, un ghidaj care l-am lipit pe podea pentru că avem încălzire în podea și n-am putut să facem găuri. Dar ce e cel mai important este efectul și modul în care pot să interacționez cu această ușă și la ce mă refer o să vă arăt acum. O să vedeți bucată de piele. Are un sentiment de căldură. Este foarte fină și este ușor de manevrat ușa cu ea. Șinele merg foarte bine. Sunt foarte ușor de gestionat. Pe cum vedeți, merge ușor, abia face un sunet. Și cel mai important punct ar fi crăpăturile. Ca să vedeți sentimentul de ce e fin, are totuși sentimentul de volum și de spațiu. E neted lemnul, are un sentiment foarte interesant. Auziți degetele? Și suntem foarte mulțumiți de cum a ieșit. Precum vedeți, în crăpături e pus epoxy. În toate crăpăturile a pus Daniel epoxy, să iasă mai mult în evidență, că asta am vrut noi, tot epoxy. Fac niște poze close-up ca să arate mai bine. Și ne-a pus niște papioane în crăpături. Asta mi se pare foarte fain. Și e o muncă foarte grea, deci nu e ușoară aplicarea papioanelor. Până jos. Și chiar în partea de jos am mai umplut cu epoxy. Am mai pus un papion în partea de jos. Și asta e ușa noastră și astea fiind spuse, o să vă adaug niște poze în partea de sus. Și vă mulțumesc, mă bucur dacă v-a plăcut ușa noastră și dacă aveți întrebări, lăsați-mi un coment în partea de jos. Și nu uitați, motto-ul nostru în viață, totul este posibil.